Salut, sunt Marius și astăzi să vă arăt cum se face un hardflip. Hardflipul este compus dintr-un frontside pop shove și un kickflip. The arts is not so synchronized. The style of these new days. Așa. Deci poziționarea picioarelor la hardflip este aceasta, cel puțin așa le pun eu. Da? Și nu știu, față de celelalte tricuri, de exemplu cum este kickflip-ul, eu nu mai stau paralel cu placa, dar la kickflip. Eu la tricul ăsta stau puțin, numerii îndreptați spre față când dau. Nu știu de ce, așa m-am învățat de prima oară, poate alții îl fac altfel, nu știu, așa îl fac eu. Da? Hardflip-ul iarăși se poate face în două feluri, pe vertical, mai pe vertical sau puțin mai în orizontal. De exemplu, eu îl dau mai vertical, adică ceva de genul ăsta așa, se duce placa. Dar sunt unii care îl dau mai așa. Acum depinde de fiecare cu preferințele lui, dar cum poate să-l dea. Și se face în felul următor, deci practic mergi, rulezi, pozezi picioarele așa cum am zis. În momentul când dai un frontside pop shove, ai dat tare popul, ca la un frontside pop shove, și în același timp ai ridicat, sări cu ambele picioare în aer și dai un kickflip și te scoți pe undeva pe aici. Un heel. Te uiți la grip și aterizezi. Turning the world upside down. Them lying to you, lying to me. People don't want to be free. Așa. Să mai vă arăt o dată, da? Deci, urcați pe placă. Vă poziționați exact cum am zis. Dați frontside pop shove. În momentul când ați dat frontside pop shove, săriți. În momentul când ați sărit, ștergeți pe undeva pe aici placa, un kickflip. Vă uitați la grip în aer. Și aterizați tricul. Dacă observați, din cauza șuzilor mei care au o chestie aici metalică pentru protecție, mi-a făcut chiar semn pe unde șterg, la flip și la hard flip. Dacă observați, exact pe aici trebuie să ștergeți, undeva pe aici. Deci, încă o dată. Vă poziționați. Frontside pop shove, kick. Hard flip. Da? Așa. Și trebuie să stați foarte mult de el pentru că e foarte frustrant. Am stat ceva vreme să-l învăț. Încă nu l-am perfecționat exact cum număream eu, dar e destul de ok. Na, cel puțin îl dau, nu? Și, na, sunt alții care îl dau mult mai bine decât mine. Dar nu, na, nu fac nicio competiție cu nimeni. Nu încerc să câștig o medalie pe aici. Așa. Baftă, Aschi! Unul pe lângă mai bine. Wow, 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 wow. Tipul ăsta se numește Dob. Și el a căzut, n-am prestat că te vii. Băi, ești nebun, vezi că sunt leșinat. Ai luat hard flip? Ce? Ai luat hard flip? Aha, am luat-o hard. Stai-și mă acolo! Zi să rămână mama mea! Salut, sunt Marius și azi o să vă arăt hard flip. Mai zi o dată că n-ai ieșit. Cum n-ai ieșit? Mi s-a mișcat. Așa, dar ca să vă explice cineva mai bine hard flip-ul decât mine, îl am aici expert pe Iani, care e cel mai expert în Tony Hawk.
nu se dă pe skate, dar le dă pe Tony Hawk, tu și cum? Ei, Iani, zine tu! Ei, Iani, cum se face hardflip? Spune cum se face! Spune cum se face hardflip! Spune cum se face hardflip! Zii, mă, tu să spună! Cum se face? Păi, nu te și mai spune. Nu, pătrat, pătrat era. Sus, pătrat. Bă, da, e greu să ai ușor. Hai, e tare. E tare! E tare, așa că... În față! Mi-a dus shawarma? Unde? Oh, vino cu acu shawarma aia, vino cu a. Vino cu a. Vie Nicola. Shawarma! Shawarma! Da. I know you want it. I know you want it. Yeah. Mulțumesc. Mulțumesc. Shawarma e cea mai sănătoasă, taci din gură, nu știu ce vorbește acolo. Da, ce? Da? Ei, ei, ei! Da, ei. Ce? Nu mi-a băgat varză? Aolo, păi și eu cum mai mă băz, mă? Da, mă, îmi place shawarma cu de toate, ai văzut? Da, Cel mai bun aliment la skate. Și vrei, ce faci, Spike? Fac bine, uite, am să o savurez o shawarma foarte delicioasă. Bine la shawarma. Cozonacule! Așa, după ce sunteți siguri că ați făcut hardflip-ul cum trebuie, băgați o shawarma în voi, cea mai bună. Exact, exact. Bă, coaie, dă și mie shawarma. Why the weakest has to be blamed? People play games, people go round, turning the world upside down. Them say ABC, them do XYE, them lying to you, lying to me.